frumoasă prezentare. Să trăim. Să trăiți, corect. Să trăim frumos. Ce ne place aici la noastră. Când l-am văzut pe Alin îmbrăcat așa, avea și șapca aia, poți să pui șapca un pic, filmați de departe când scrie ceva pe ea. Ia uitați-l. A zis, Neică, îmi vinde ceva, cumpără ceva de la mine, nu știu exact ce. Iar domnul, ce să vă zic, domnucu, uite de la el. Ai văzut? Sucuteașcă, vii de la o nuntă sau pleci de la el. Dragul meu, eu, pe viața mea este o nuntă. Eu acum sunt la nuntă. Am înțeles, doamnelor și domnilor. Și să nu crezi că nu facem intenționat. Noi facem un cuplu pe scenă de multă vreme și unul știe să scrie, unul să citească, unul se îmbracă frumos, unul Așa e, da. Dar interesant e că pe rând unul scrie și altul citește. Eu nu, dacă el se îmbracă în elegant de duminică. Da, el mă întreabă, cum ești azi? Elegant? Da, atunci eu vin în trailing. Eu așa vin. Ăsta nu-i training, ăsta zice pantaloni șmecheri. A, sunt niște pantaloni șmecheri, dar bluza, într-adevăr, este. Bluza e de la când jucam eu lotul național la Popice. De Popice? Subacvatice la Zalău. Catoină, multă vreme. La Zalău și... Da, totuși, Popicele subacvatice la Zalău se joacă pe bază de țuică sau numai cu țuică, pe apă curgătoare? Cu pălincă. Fiecare popică este umplută cu pălincă. Exact. Am înțeles. Și în funcție de... În funcție de mă rog, ele sunt umplute, nu. Ele sunt umplute mai mult sau mai puțin. E, după ce ai dat cu popica, exact, ele cad câte ori cădea, după aia se măsoară pălinca din ele, știți? Desface, așa, și zice, uite, azi la popice am câștigat atâția litri de pălincă. Da, deci e un joc inventat din cele mai vechi. Eu l-aș băga în programul olimpic, nu vă spun. N-am vrut noi ăștia din Zalău, pentru că fiind un grup care conducem lumea, din Zalău nu am... Deci voi sunteți un fel de iluminati, da, cu țuică, nu? Palinciati sunt. Din palinciati. Aha. Așa. Ipalinciati. Ipalinciati. Așa a apărut și Pupomă, pentru că prima dată s-a strigat Pupomă într-o sală de cinematograf în lume. Era când eram mici. În Zalău. Bine, ulterior s-a îngolălit lumea, s-a strigat și altceva, dar Pupomă este originea. Prima dată, la prima strigare, așa a fost, Pupomă. După aia au vrut, na, ca au vrut orice, mai mult. Ca orice, au vrut mai mult. Nu, a venit capitalismul, privatizarea, logic, au vrut mai mult. S-a vrut mai mult, lumea s-a dezvoltat. Și a plecat de acolo, de la bazele Pupomăului din Zalău. Și Pupomăul din Zalău a devenit Pupomicile și Marile. Ca să continuăm pe această linie de-a dreptul îngrozitoare, pentru ora 3 și jumătate, ei stau foarte bine la numere. A fost Pupomă 1, Pupomă 2 și acum serialul Pupomă, care nu-i Pupomă 3, dar este serialul Pupomă. Și Pupomă 3 vine pe vine, adică în februarie vom avea lansarea în... Nu mai zice nimic. Nu mai zice, dar vine și Pupomă 3. Aha, suntem, mă scuzați că intervin și vă întrerup, colegi. Da. Noi mai suntem un fel de saga. Așa. Un fel de războiul stelelor al patului românesc. Bă, dar eu vreau să înțeleg lucrul următor. Vreau să înțeleg, deci ciobanii voștri au un fetiș. Deci în primul a fost Jojo, blondă cu ochii albaștri. Să ne ajute. În al doilea a fost Lora, blondă cu ochii albaștri. Fără ochi. Acum este Laura Cosoi, blondă cu ochii albaștri. Mă, asta îmi place la Ardeal. Mă, când se apucă de o treabă, o termină încet, dar nu este nimic. Așa este, să știi. Acum, cu ochii, nu știu dacă, dar blonde trebuie să fie. Păi și Lora când își pune... Sigur, și eu Lora. Nu mai știu exact, n-am văzut de mult pe Lora, că e avut... Da, când își pune lentile de contact, e... Da. Asta e altă capodoperă. Altă capodoperă, vezi? Asta e alt film. Asta zi eu. Da, doamnelor și domnilor, după cum vedeți, ai noștri sunt aici. Așa, deci, din, știi, celebra întrebare a reporterului care nu știe ce să întrebe. Știți care? Niște întâmplări de la filmări aveți să ne spuneți? Sau, de la serial, sau niște ce, proiecte de viitor. Asta cu proiecte de viitor. Și mai era, și cum vă simțiți pe scena noastră, da, de aici, de la Văscăuți? Am o jenă în partea dreaptă, nu vă supărați. Cum mă pot simți aici? Deci, ce vreți să spunem așa? Așa, deci să tentăm lumea. Mâine la ora 8, lumea trebuie să stea în fața televizoarelor. După cum se știe, Pupomă, un proiect care a prins senzațional în cinematografe, foarte multe bilete vândute. După aia a fost pe platforma... A prins foarte mult în online și în platformele de online de streaming. Acolo a lovit într-adevăr publicul nostru, da? Este un public de streaming și de televiziune. De-aia și s-a transformat într-un serial de televiziune. Pentru că noi avem un publicul nostru neauș românesc ne urmărește. Da, uite, a fost ieri Ioana Picoș aici și îmi spunea că generația ei, nu știu, adică cred că e mai tânără decât noi, care noi suntem cam același leat, ca asta scrie aici pe șapca lui, leat, ca să zic așa, generația ei a aflat tradiții de la voi. Ce ați învățat, mă, fata, de era așa cu ochii mari? Păi am învățat-o să se pupe, cum se pupă omul normal, că ei nu aflase până la vârsta aia. Generația asta tânără nu se mai pupă, că stă pe net. Noi ne pupăm în viu.
Nu, corect, Elvis. În viu? Foarte bună. Păi ce, mă, ăștia mici să pupă moartă? Nu se mai prea pupă. Nu se mai pupă. Nu știi că așa zice, 80 de kg în viu. În viu, în viu, în viu, da. Cum era piesa, nu știu câte kilograme, calitate superioară. Da, 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 da. Când cumperi porcul, zice, cât a avut? 80 în viu. Adică nu l-a, nu e tăiat, nu i-ai scos organele și sânge. Da, nu știi că e 80 în viu. Hai că dacă o dăm pe data, nu ține zice că era cu... Noi ne pupăm în viu aici, în serialul nostru, știi? Adică ne alergăm în viu, nu este nimic online. Noi am vrut să facem cu această capodoperă cinematografică, televizionistică online, de online. De mare amploare, da? Un concept românesc, adică e un concept creat de noi. Noi l-am luat, l-am pritocit 30 de ani până să-l facem. Noi doi, dacă noi doi suntem frați de cruce și de interpretare că am plecat împreună. Eu de când vă știu împreună, da, cu 20 și ceva de ani, mai ca prieteni. Că și-a găsit el pe altcineva, mai găsit da. Și eu. Care m-a făcut un copil, drumurile vieții se mai despart. Da. Da. Deci, cum ar zice și Dan Spătar. Exact. Da. Bun. Și atunci am făcut un concept unic, creat de noi, pentru că asta ne și dorim să uite facem. Uite, mă, cum te mângâia pe barba, am înțeles ce ai învățat fata, mă, te-ai da, ceva, ai făcut acolo. Da. Așa că de-aia s-a născut. Uite unde la coasă, și de-aia cred că ele zic că le-am învățat, ea zice că am învățat ceva tradiții. Pentru că noi am rămas totuși, suntem în capitală, dar am rămas lipiți puțin de originea obârșia noastră pământească, ardelenească. Da. Că ne trage ața, cum ar scrie scriitorul. Da. Acum, fiind contemporan cu lansarea Pupo Mă, adică la primul film am fost chiar în sală, fost, da. După care acum am avut emisiune și nu n-am mai putut să fim la al doilea, aș vrea să rețin faptul că în primul film Seleș își lua bătaie tot timpul, era tot timpul la fel în toate filmele. Tu erai ăla mai șmecheraș, Alin. La fel e și iar tu și aici noi. Te cam lăsai dus de val, erai cam pâinea lui Dumnezeu. Erai mai naiv așa. Puțin naiv, da, puțin. Acum te-ai mai șmecherit? În Pupo Mă 3 a prins un pic de cheag și parcă a evoluat un pic personajul, știi? Nu mai chiar lasă în serial aici, da? Adică aici în serial e la fel ca în Pupo Mă 1. Naiv, cu candoare, sincer și cu dorință de a face bine. Am înțeles. Da. Deci până la urmă, într-un fel, fetele astea se bat pe voi? Noi am făcut un... Bine, am încercat să pe 50.000. Bă, asta îmi place, bă. Stai. Asta să înseamnă un proiect pe adevărat. Ce proiect vor să facă doi bărbați la TV? Să se bată femeile pe ei. În sfârșit, stai. Adevărul istoric, domnule. Este vorba de 50.000 de euro și unul dintre noi, care poate să fie, să nu fie. A, deci tot pentru... Premiul cel mare, al fetelor, pe da, chiar se da, spune. Da, dar pentru premiul ăsta ne batem și noi. Că până la urmă, dacă o iei de nevastă, rămâi cu banii, că și zic dacă, exact, dacă se întâmplă ca cea care a câștigat concursul să fie, rămână doar în echipa mea, eu cu ea voi stăpâni banii, știi? Și atunci, frate, dar brânza rămâne tot pe bani. Da. Bine, aici vreau să știu dacă aveți un alt hit, pentru că Pupo Mă 2 a avut acea celebră piesă care la mine în casă s-a cântat aproape zi de zi, cu te-am prins cu degetele în brânză. Da, să știi că avem jumătate din ceva nou, pentru că linia melodică... jumătate la primăvară. Da. Nu, jumătate din ceva nou. Jumătate e vechi, linia melodică a rămas aceeași de promovare. Dar nu ne-am mai prins cu degetele în brânză. Doar că nu ne-am mai prins cu degetele în brânză, ci zicem așa, tu ne vezi și noi ți-o-n da, telemea. Am înțeles. Adică noi le dăm, dacă se uită, dacă prin absurd, telemea. Noi sperăm să fie lume multă în fața televizoarelor, pentru că e o nebunie mare ce am făcut, e o trăznaie frumoasă, așa cum am obișnuit lumea, fără vulgarități, fără multe vorbe spuse, știi, de dragul de a fi firesc. Dar asta și îmi place de voi, nu trebuie să înjurați ca să fiți simpatici. Exact. Noi așa am zis mereu, dacă copiii noștri ar putea să vină în sală, dacă am zic asta, da, poate să vadă și copilul meu, da, atunci rămâne fraza așa. Dacă nu o schimbăm, domnul scenarist, ne pare rău. Oricum, filmul, serialul ăsta este... Am încercat să facem un amalgam de documentary, reality și film. Nu s-a mai făcut. Este o încercare și chiar merită să vedeți. Da. Ca să vadă telespectatorii ce e nou în piață, cumva. Că am luat din toate tipurile de seriale pe care le urmărim de mult și am încercat să vedem dacă, într-adevăr, românul înțelege asta. Și cred că da. Doamnelor, prin urmare, este un melanj, cum s-ar spune. După pauză o să-i provoc, așa mi se întâmplă mereu când vine Sandu la emisiune și recunosc că cel mai mult mi-a plăcut, el a zis, mai spunem niște mancuri și mi-am adus aminte de polițistul care a prins peștișorul de aur.
Îl știi, nu? A prins peștișorul peștișorul de aur, se uită la el și dă drumul. Și peștișorul iese și spune: polițistule, ești absolut extraordinar. Ai făcut un lucru atât de bun. Te rog frumos, cerem trei lucruri. Se uită polițistul, se gândește și zice: buletinul, permisul și talonul, te rog frumos. Foarte bun! După pauză, băieții se dezlănțuie. Foarte bun! Da, doamnelor și domnilor, din seria Zalău Forever vorbim acum cu Văru Săndel, Sandu Pop, pe care îl puteți vedea și la Teatru de Comedie, zic. Da, da, încă, da, încă. Ușor, ușor au dispărut din repertoriul spectacolele mele, am rămas doar cu spiritul de familie. Așa? Și trebuie ușor, ușor să ne orientăm și către o producție nouă la teatru. Cu Tătuțu, ca să zic. Acum, Tătuțu e, are și el treaba. Vorbește cu Tătuțu. Tătuțul are și el treabă, știi? Se ia așa pe cap și pe băiatul meu, știi? Da, a rămas pe 15, este spiritul de familie și vă așteptăm la teatru dacă sunteți liberi și vreți să vă destindeți, să vedeți o comedie frumoasă cu un spectacol pe care l-am dat Radu Beligan. Ce să facem? Dacă am fost la teatru, așa ne trebuie. Imediat o să dăm drumul și la Exclusiv Chef. Deci, am pornit cu asta cu polițiștii, aveți vreo inspirație? Bine, Sandu mi-a povestit o chestie absolut incredibilă. Este primul om din România care și-a luat amendă pe puncte, doamnelor și domnilor. Da, bă, da. Ce înseamnă să fii primul pe țară, bă? Ai văzut? Da. Când se întâmplă să-ți dorești să fii primul... Ești fruntaș mereu. Nu ești mereu. Dar măcar odată zici, uite-mă, acolo am fost și eu primul. Da, eram în zona, bine cunoscută zonă, înainte de Râmnicu Sărat, acolo unde toți șoferii știu că... Așa, toți șoferii știu că se așează câte un radar ascuns. Da. Și m-a oprit. Era 12 și un minut noaptea. Mă rog, era primul minut din a doua zi. Așa. Și m-au luat frumos. Aveam 80 și ceva în localitate. Dar nu era nimeni pe drum. Nu era... Pac, frumos, să trage pe dreapta. Actele, vă rog. Da, șef, vă rog să-mi deli. Eu mă bag acolo, să-mi seamă, știi? Da. Bagi un CD, bagi un treabă. Da. Să uite, să o salut pe mama. Să-i dăm o dedicație la Edno TV cu la. Vă rugăm frumos să trăiți. Nu se poate, da, știu. Vă apreciem, vă cunoaștem, știi? Dar nu putem să vă iertăm. Așa e, așa. V-am iertat, dar... Păi de ce? Sunteți primul om care a fost amendat pe puncte. Deci de la 12 nu a fost amendat nimeni în toată țara. Dumneavoastră sunteți primul care luați puncte amendă pentru viteză în localitate. Și zic, de ce nu mă poți ierta? Păi cum, eu ești primul? Păi zic, lasă să fie altul primul. Bine, asta e ca celebru banc cu omul care se sprijină de perete și e primul la coadă. Știți foarte bine, nu? Cu ăla care rămâne acolo, îl face lumea coadă în spatele lui și vine televiziunea și le întreabă: nu vă supărați, ce faceți aici? Dom'le, mi s-a făcut rău, m-am sprijinit de perete și s-a făcut o coadă în spatele meu. Păi și de ce nu plecați? Păi dacă sunt primul, cum să plec, dom'le? Nu se poate așa ceva. Așa că nu păi se pune. Păi și eu primul. Păi da, sunt primul. Da, apropo de asta, de bețivul iese din birt și la un moment dat așa se rează, mă, că se face rău de un stâlp de ăsta de beton și începe să se învârte în jurul lui. Și se învârte în jurul lui. Și se învârte și se învârte și se învârte și la un moment dat panicat și disperat strigă: aoleu, m-au zidit! Da, doamnelor și domnilor, tocmai pentru că vorbeam de Zalău Forever și, după cum spuneam, acolo sunt cu adevărat tradiții importante, strămoșești și, într-adevăr, știi cum e? E ca în zona Vranci. Mă, dacă ai la botul calului, într-adevăr, niște lucruri naturale, frumos, să nu... Da, sigur, consumi excesiv, dăunează grav sănătății. Am crezut că vorbești de Francia cu tremur, la el îndemână. Da, cum? Toată ziua, e adevărat. Care cu strugurel, care cu nu știu ce... Care... Știi că era așa e la Zalău. Bărbate, ce ai tu, mare? No, am tăiat o găină, ce pregătesc din ea? Pălincă. Cum era cu... Eu nu știu să zic bancuri, dar... Lasă că le știe Sandu, poate să nu-i problemă. Aia cu prunele. Alin, microfon. Da. Cum e aia în Ardeal cu prunele? Da, folosirea în Ardeal, folosirea prunelor pentru compot și magiun este considerat braconaj. E rău, excepțional. E foarte bun. Da, o secundă, doamnelor și domnilor, hai că să facem asta puțin mai devreme. La concursul Exclusiv Chef, în acest moment, puteți să dați și genericul, dați acum sau îl dăm mai târziu? Hai, una, două, trei și... Hai, hocus pocus preparatus...
A să vedem unde este. Bun, doamnelor și domnilor, avem o concurentă specială. Când o să intre generic, o să vedeți exact și cine este.